Vor să sclipească și ele în seara de Revelion. Mai mulți oameni își duc animăluțele de companie la saloane de frumusețe în ajun de sărbători, pentru a le face coafuri, ori pur și simplu pentru a le împrospăta blănița. Unii stăpâni sunt gata să dea orice sumă de bani, doar ca să-și vadă patru pe zi fericiți, gata împletite, aranjate, proaspăt unse și pieptănate. Animalele de companie așteaptă și ele nerăbdătoare sosirea noului an. Dacă cineva mai crede că doar oamenii merg la salon înainte de sărbători, atunci greșește amarnic. Și patrupezii așteaptă sărbătorile pentru că deja știu că stăpânii îi duc la salon, unde sunt spălați, coafați și aranjați. Frizerii pentru câini, care se mai numesc și grumeri, susțin că sunt supra-solicitați înainte de Revelion. Deși este o plăcere destul de costisitoare, oamenii sunt gata să achite oricât, doar ca animalele lor să arate bine. Mie gătăviță că nu-mi godă. Crumblă galovca, hvostic. Гигиена, чистые лапки. Сколько стоит такая прическа? Разные цены в зависимости от сложности, от загрязнения собаки, от того, как она запутанная. Potrivit grumerilor, stăpânii patrupezilor au diferite preferințe, de aceea se străduiesc să le îndeplinească orice capriciu. Красавцу сделаем что-нибудь новогоднее. Хочу ему нарисовать сердечко. Абсолютно безвредный клей, он гипоаллергенный. У меня собачка на данный момент достаточно аллергичная, но к этому клею она абсолютно не... Acesta este Mac. Coafura acestuia costă 250 de lei. Prețul variază în dependență de lungimea blănii sau rasa câinelui. Coafura poate ajunge până la 800 de lei. Cei care au decis abia acum să-și programeze patrupedul la frizer nu au nicio șansă să reușească, zic angajații salonului. Agenda este într-atât de plină că meșterii nici nu reușesc să ia masa. Сожалению, но все уже у нас очень занято. Все, кто успел к нам записаться до Нового года, будут красивыми. Această femeie a venit să-și ia câinele de la salon. Ea zice că prețul pentru o coafură este unul foarte mic în comparație cu dragostea și afecțiunea pe care îi oferă animalul. Azi am venit la spa salon, în ajun de sărbători, ca să vii și ea frumoasă și drăguță, pentru că este membru de familie. Când îți procuri așa un animăluț, trebuie să-ți dai seama că trebuie să porți ceva cheltuieli pe el. Alții oameni consideră însă că un animal nu are nevoie de coafură, aceasta fiind o cheltuială de bani fără folos. Nu cred că este corect. De ce? Pentru că cineva moare de foame, dar cineva faci la pisic coafuri. Așa că e posibil cu fenul de uscat păr la câini sau pisică. Considerați că scurt? Da, dar nici nu are sens. De ce nu sens? Eu nu văd personal sens. Dacă vă numărați totuși printre persoanele care ar face o coafură animalului său de companie, fiți gata să scoateți din buzunar între 200 și 800 de lei.